Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta alte două mașini abandonate. Astea două mașini abandonate. Uitați, data trecută am făcut acolo. Acolo în spate este Audi-ul ăla roșu. Iar astăzi vă voi prezenta aceste două mașini. Un Volvo și un Fiat. Să începem cu Volvo, zic eu. Volvo Station Wagon din anii 90. Așa arată înăuntru. Eu cred, după cum arată această mașină, și arată spatele. Eu cred că după cum arată această mașină, trebuia să fie vândută. Iar la sfârșit nu s-a mai făcut nimic cu ea. Asta este părerea mea. Și de asta este aici abandonată. Iar aici avem tot un Fiat, cred că și ăsta aceeași poveste, un Fiat 500. Uitați, ăsta mai are încă prețul. Să vedem. An 2006. Stați că nu focalizează ca lume. An 2006. Kilometraj 106.000. Ultima revizie 2018. 1400 de franci. Asta ar veni în euro cam 900 de euro, cam așa ceva. Uitați, o pânză de paianjen. Așa arată înăuntru. Iar să vă arăt și spatele la aceste mașini. Așa arată spatele acestui Fiat, pe care scrie 600, dar în realitate este 500. Iar așa arată Volvo V70. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. La revedere!